Declar că este ședința ordinară a Consiliului Local, da, ședința de îndată a Consiliului Local, este convocată legal la inițiativa unei trăimi din grupul PNL. Ședința este legal constituită având în vedere că participă 13 din cei 19 consilieri în funcție. Deci este motivat domnul Axim de Vasile, doamna Axim de Diana, doamna Costă, doamna Detel, cu doamna Donda, doamna, domnul Nicolaienea. Și atât. Proiectul de hotărâre nu are viză de legalitate pentru că impactul asupra bugetului este unul nefavorabil și pentru că, din punct de vedere legal, această convenție este formulată în interes expres și exclusiv al EON Electrica. Da, citire convocatorului. Organizate cu dispoziția articolului 39, aliniatul 4, din legea 215-2001, în explicări și completări ulterioare, se convoacă Consiliul Local în Municipiul Pașcani, în ședință de îndată, în data de 1-10-2015, ora 14, în sala de ședință a primăriei Municipiului Pașcani, cu următoare ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de plată și fideiusiune ce urmează a fi încheiată între SECE EON Energie România S.A. pe de o parte și Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Pașcani și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani. Pe de altă parte, inițiator proiect, grupul PNL, consilier local, Ilie Marius Nicolae. Domnul inițiator, puteți. Da, după cum știți, avem o situație, o problemă astăzi în orașul Pașcani. Cei de la EON Energie România au întrerupt furnizarea gazului metan la RAGCL. Astăzi, clienții de la RAGCL nu au apă caldă de câteva zile, iar, din ce am înțeles, există solicitări din partea directorului de școli pentru agent termic în unitățile de învățământ, iar Regia Autonomă nu poate furniza acest agent termic. În primul și în primul rând, astăzi v-am solicitat și v-am deranjat din timpul dumneavoastră să discutăm problema. Noi, grupul PNL... Să discutăm sau să hotărâm? Să discutăm și să hotărâm dacă găsim o soluție, domnul primar. Noi am propus o variantă, dacă oricare dintre dumneavoastră are de adus corecții la varianta propusă de noi sau altă variantă în totalitate, eu cred că este binevenit. Mă aștept astăzi să avem o soluție pentru pășcăneni și ăsta este scopul întâlnirii de astăzi, din punctul meu de vedere. Dar ați terminat-o cu apa și o folosiți acum întreruperea de gaz de la regie. Se vede că domnul Năcuța a fost mai convingător decât domnul. Haideți să termin, domnul președinte. V-am ascultat, nu v-am terminat. N-am terminat. Atunci terminați. Bine. Bun. Deci, din punctul meu de vedere, domnul primar ieri, dacă avea o soluție, dacă o luăm pe discuții... Soluția asta am avut-o și eu ieri, dar domnul primar ieri, pe rândul etapul că ne-a informat, și cu ce? Trebuia să ne spună ce soluție este sau cum este de făcut. Dacă domnul primar avea o soluție. Dacă domnul primar avea o soluție, trebuia să avem ieri ceva în sensul ăsta. Și soluții. Trebuia să ne dea niște termeni și trebuia să comunice pășcănenilor când vine această soluție. Dacă această soluție este de îndată sau este de durată. Ăsta este punctul meu de vedere. Dumneavoastră văd că aveți o plăcere deosebită în ultima vreme să o dați pe politic. Discutați de 3 ani de zile că faceți administrații și de fiecare dată când nu vă convine un subiect, discutați de politic. Hai să discutăm astăzi. Să lăsăm PNL-ul deoparte sau alte partide, PSD-ul, să discutăm soluția asta, cum o rezolvăm. Bun. În câte zile și cum o vedeți dumneavoastră. Dar vă rog să explicați ca să fie și pentru public. Ce vreau să explic. Convenția de plată și fideiusiune. Bun. Și cine garantează și ce garantează. Deci cei de la EON Energie au nevoie de o garanție că își vor încasa banii pe care astăzi îi iau de încasat de la RAGCL. Din convenția pe care au prezentat-o ei și au acceptat-o și cei de la RAGCL, ei astăzi nu solicită neapărat bani plată, ci vor să fie siguri că își vor încasa banii în cazul în care RAGCL-ul nu va putea plăti. Probabil că chestia asta vine din țeapa pe care au luat-o cu
Preservapa. Din câte am înțeles eu. Au pățit un necaz cu Preservapa, nu au încasat bani și bineînțeles că este în interesul lor astăzi să fie sigur că își vor încasa bani. Eu, cum am văzut lucrurile în proiectul pe care vi le-am prezentat, Consiliul Local, dacă poate, și trebuie văzut din punct de vedere legal, dacă se încadrează undeva, trebuie să oferim această garanție. Pentru că nu ne putem permite în plac de iarnă să ne apucăm acum că avem altă viziune asupra regiei autonome. Dacă cumva această regie va funcționa în anii care vor urma sau nu va funcționa sau schimbăm cumva politica în ceea ce primește regia, trebuie să o facem din primăvară, din punctul meu de vedere. Dar astăzi lumea are nevoie de apă caldă, iar în școli avem nevoie de căldură. Dacă vreți să o interpretați politic, nu aveți decât să o interpretați. Am încheiat, gata, îmi spune. Vreau să, dacă se poate, să auzim mai din punct de vedere la RGCL, că văd că sunt deja semnătare aici. Semnează înainte. Domnul Năcuță, convenția semnată, făcută de dumneavoastră, făcută de Ioan. Eu vă întreb așa, juridic, cât de întâmplare sunt domenii. Ați negociat-o, nu ați negociat-o, pur și simplu a pus în față. Sunt mai multe chestii care nu prea cred eu că dacă ar fi o negociere, orice regie ar accepta așa ceva. Adică plăți în 5 zile, renunțăm la orice modalitate de a negocia, renunțăm la orice beneficiu. Nu, ați citit, măcar ce scrimați? Dar nu-l interesează pe ei. Adică, prin hârtia asta, toată suma dispare din sarcina asta, apare la noi. Asta înseamnă, dacă nu să-i explic acum. Vă spun eu. Bun, asta ați citit dumneavoastră, eu... Eu am citit ce scrie aici, nu am citit eu. Scrie. La oricine merge să rugați să citească, asta înseamnă. Noi ne obligăm să vă achităm orice factură pe care o aveți către E.ON Energie România, că vrem, că nu vrem, că e legală, că e nelegală, în 5 zile, dacă n-am achitat-o, la revedere. Asta înseamnă, nu? Da, așa cum probabil că știți, am avut întâlnire cu doamna directoare la E.ON Energie România. Noi am avut și soburi mai mari, sau datorii mai mari către E.ON, chiar și de 3 milioane. Au existat prin convenții de eșalonare de plată, le-am respectat. Iar acum când avem, dumneavoastră aveți în față 1.700.000 datoria pe care o invocă ei, datoria pe care o avem acum e în jur de 1.400.000, noi am făcut plăți, am terminat să plătim. Nu știu exact care este cauza, dar vor o garanție și din partea Consiliului Local în ceea ce privește aceste sume. Acum, Convenția de plată și de fideisiune, așa cum spuneți dumneavoastră, are niște cauze pe care eu le-am văzut. Putem să, sau nu știu, dacă dumneavoastră aveți de făcut în calitate de jurist vreo remarcă... Nu, care de consilier o remarcă, o parte. Dar să negociați convenția asta. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, această convenție ieri a fost pe masa mea, am discutat-o cu directorul regiei. După ședința ordinară de ieri, îmi propusesem să vin cu acest proiect de hotărâre în ședință de îndată ca să venim să dăm garanție eu. Citind această convenție, și am să vă citesc câteva paragrafe din ea, citind această convenție, mi-am dat seama, și nu numai eu nu puteam să semnez eu singur, primarul Pantazic, primarul Pantazic, face și desface. Discutând cu direcția economică, discutând cu secretarul, discutând cu consilierii juridici, mi-au spus următorul lucru. Noi nu semnăm de legalitate acest referat, acest raport. Motivat de clauzele din această convenție.
Noi ne-am angajat față de această regie și am asigurat întreaga subvenție. Deci toți banii au fost asigurați și sunt asigurați la zi. 18 miliarde, la care se mai adaugă încă 4 miliarde, că am majorat prețul și tot pe bugetul local am majorat prețul, păstrând prețul de facturare la regie. În acest moment are un debit, au un debit de 14 miliarde de lei, acești bani, ei nu au nicio posibilitate să îi achite. Nicio posibilitate nu au să îi achite. În momentul când am semnat această convenție, dragi colegi, aprobați-o, dar spuneți și de unde să se ia banii ca să se constituie depozit de 14 miliarde de lei garanție pentru Ion Gaz. Și vă citesc câteva paragrafe din convenție. Deci, Ion Gaz este de acord cu continuarea furnizării de gaze naturale către AGCL Pașcani și a reeșalunării debitelor restante sunt condiția oferirii de către acesta a unei garanții constituită în conformitate cu legislația aplicabilă pentru sumele menționate la articolul 1 și 3 sume care vor fi garantate integral. Deci, constitui depozit, blochez banii, după care îi nou achitat conform eșalunării, în 5 zile s-au luat bani. La data de 11.09.2015, tot în această convenție, scris de onor conducerea RACCL, înregistrează față de EON un sod de 1.704.000. Deci, sod de 1.000.000, așa spuneți aici. Am, pe jos spuneți că aveți mai puțin, dar noi trebuie să construim garanții de 1.704.000. Articolul 4. În situația de îndeplinire de către AGCL Pașcani oricărei obligații de plată, de orice motiv datorat, sau nu culpei sale, conform articolului 1, sau a termenelor de plată a facturilor curente, sau a termenelor de plată a facturilor curente, deci preiau și facturile curente. Facturile curente indicate la articolul 3, fidisorul se obligă să achite direct către EON în contul indicat la articol sumele RAGCL în termen de 5 zile. Deci noi ne angajăm, facem depozitul, ne iau banii din cont și în afara subvenției care o avem stabilită, noi facem plată, că facem normal, o plătim prin cont, prin contul regiei și ajunge la EON, dar e subvenție care trece prin contul regiei. În situația aceasta nu mai trece prin contul regiei și ajunge direct în contul EON. Și în loc să fie constituită ca și subvenție, e considerat ajutor de stat, ceea ce este total interzis în acest moment. Și banii aceștia, vă spun de pe acum, că vor fi imputabili în asemenea condiții când se vor lua direct din contul primăriei. Deci, eu puteam să vin eu ieri cu această convenție, cu acest proiect de hotărâre. Nu am venit din două motive, de a vă proteja pe dumneavoastră și, doi, de a proteja bugetul local. Nerespectarea oricărei din condițiile prevăzute și a termenilor de plată cuprinse prezenta convenție de dreptul EON de a proceda la asistarea furnizării gazelor de din Iași banii și ne oprește și gazul. De a asista furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice către AGCL Pașcani. Am introdus și energie electrică, nu numai gaz, și energie electrică. Pentru evitarea oricărui dubiu, EON Energie România S.A. declară că a încheiat prezenta convenție cu considerarea calității de fideiusor a municipiului Pașcani și a asumării de către aceasta a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.
recunoaștem și ne obligăm să plătim acel bani. Asta e. Avizul comisiei. Da. Și care e soluția dumneavoastră? Defavorabil. Defavorabil. Nu, vreau să spun, deci, domnul. Nu e soluția mea. Deci găsiți soluții dumneavoastră. Eu ieri am spus ce e de făcut. În ședința de ieri eu am spus ce e de făcut. Și îi întreb pe domnii de la regie, au așteptat 1 octombrie, de ce n-au venit în august, de ce n-au venit la începutul lunii septembrie, cu proiect de hotărâre din guvern, să mă duc la București, să atrag bani, astfel încât să facem ce am făcut anul trecut, să putem să-i aducem pe zero. Deci eu îi întreb, vin la 1 octombrie și fac presiuni politice prin domnul Năcuță? Dar dumneavoastră, de când știți de subiectul ăsta, domn primar? Poftiți? De când știți subiectul ăsta? Deci subiectul eu știu de cel mult 10 zile. Și ce vă surprinde acum că... Cel mult 10 zile. Eu am chemat directorul la Pașcan, eu am discutat cu directorul, eu i-am spus, doamnă, nu putem să facem treaba aceasta, o să încercăm să urgentăm și am... Și i-am spus, și ai fost de față la discuții, dacă ai fost de față la discuții. Domnul Nedelcu, dacă ai fost de față la discuții, de ce n-ai explicat ce am hotărât? Să te duci să negociezi, să ne negociezi contractul, să vii cu contractul, să încercăm să-ți dăm în avans din bugetul local cât trebuie să-ți dăm până la sfârșitul anului, 6-7 miliarde de lei, atât trebuie să-ți dăm până la sfârșitul anului. Eu să merg la București între timp cu hotărârea de guvern, lucru pe care l-am spus și ieri, dar eu folosesc politic aspectul acesta. Și să venim în completare cu subvenții de la bugetul de stat. Nu am discutat problema aceasta ieri, nu am spus urgent faceți proiectul de hotărâre. Astăzi se semnează bine lucrul la Pașcan și mâine sau cel târziu luni să semneze prefectul și să merg cu el la București. Lucru pe care, repet, voi trebuia să-l faceți și voi trebuia să veniți să pregătiți, exact pe modelul de anul trecut, să pregătiți documentația aceasta. Ați primit dumneavoastră raportul ăsta? Toți consilierii? Da. E raport comun, da? De cât am înțeles. Da, n-am primit raportul ăsta. Poftim? Acum l-am primit. Acum l-am primit și eu, dar am și undeva. Observ că are o concluzie de nelegalitate, da? E negativ. Dar veneam ieri cu proiectul ăsta de hotărâre, ieri veneam după ședința de Consiliu, ieri am purtat discuții și cu directorul, am purtat discuții și am spus, pregătește documentația să vin în ședință de îndată. Deci am discutat ieri, pregătește proiectul cât are loc ședința ordinară, imediat după ședința ordinară să vin în ședință de urgență și să semnăm, să acceptăm garanțiile. Când am văzut și în convenție și discutând cu cei care semnează alături de mine. Asta n-ai știut? Ai spus domnilor care au convocat astăzi aspectele astea? Da, vă dați seama că multe din discuțiile pe care le-ați avut dumneavoastră cu conducerea de la RGCR, n-am de unde să le știu, dacă le-ați discutat acum 10 zile cu directorul de la EON. Eu astăzi, văzând că nu este o reacție, am gândit să fim de ajutor, să discutăm subiectul, să intrăm în detaliu până la urmă urmei și m-am dus la reagecile și am spus, doamne, pot să vă ajut cu ceva? Foarte simplu. Deci nu este nimic conspirativ în chestia asta. Pot să ajut cu ceva, regia, care este punctul vostru de vedere și vă dați seama că materialele astea sunt făcute în colaborare cu regia, pentru că n-am eu de unde să iau scadențare, nu le-am acasă. Dar nu cred că este un lucru rău faptul că o parte din consilierii locali sunt interesați într-un fel sau în altul de ceea ce se întâmplă la regie, pentru că... Veniți cu soluții, domnul, nu mai faceți politică. Veniți cu soluții. Dacă aveți altă soluție, aprobați convenția aceasta, aprobați hotărârea. Deci eu v-am prezentat situația de fapt. Deci punctul meu de vedere este că n-ar fi anormal, atâta timp cât regia știm că aparține de consiliul local, Consiliul Local să se constituie garant pentru o datorie pe care regia o are. Nu mi se pare nimic anormal, atâta timp cât de fiecare dată, din punctul meu de vedere, eu nu știu detalii pe care le aveți dumneavoastră, da? Vă dați seama, sunt doar un consilier local. Citi legea, oricine poate citească. Domnul primar.
Da, așa ce vă spune. Știți dumneavoastră toate legile, domnul primar. Nu, știți dumneavoastră legile. Speța, ce am spus de legile. Vă dați seama că speța asta este de ieri și nu aveam cum să aprofundez toată documentația care este referită. Domnul primar, vreți să mă atrebuiți o păzare? Facem voi, ce vă spun. Că asta am spun și eu la chestia de dacă vreți. Întotdeauna când dumneavoastră vorbiți, domnul președinte, întotdeauna când domnul primar vorbește, eu cred că este de bun simț, dar știm că sunt și mai puțin în vârstă decât domnul primar și nici funcție de primar nu am, să tac și să vă ascult pe domnul primar, că vorbește primar. Dar dacă domnul... Deci eu tac și vă ascult pe dumneavoastră. Pentru că sunteți mai în vârstă ca mine și aveți o președință... Fac ce vreau, domnul președinte. Nu faceți ce vreți. Domnule, eu de că asta vorbesc și nu-mi puneți voi pumnul în gură când vreți dumneavoastră, da? Nu vorbesc cu voi, am voie să vă iau cuvântul. Dumneavoastră. Asta era ceva, mulțumesc. Deci eu am înțeles că trebuie să tac când vorbește domnul primar, că este într-o demnitate mai mare decât oamenii. Așa e normal, într-o ședință să discută... Pentru că domnul primar este primar și știe informații mult mai bine ca mine, că eu vin foarte puțin pe la instituția asta, pe la clădirea asta pe aici. Domnul primar este zilnic. Deci eu tac și l-ascult pe domnul primar. Haideți. Dacă domnul primar vrea să mă ducă în continuare, facem bârci pentru că mă pricep și eu. Atunci mă bucur dacă mă pricep la bârci. Deci nu că am dat la bârci. Deci pot avea și o venități din asta, dar eu foarte cred bine, că dar pe subiect, dacă vreți să mai explicați ceva, fiind inițiativa. Da, vreau să explic în continuare. Deci, eu cred că, din punctul meu de vedere, nu este anormal dacă Consiliul Local, cu bugetul pe care îl are, poate să se constituie garanții către RAGCL. RAGCL, viziunea mea, este a Consiliului Local. Deci este, întotdeauna s-a spus că RAGCL, Preserv, APA și Ecosalubritate sunt copiii Consiliului Local, da? Într-un fel sau în altul, cu problemele lor, cu probleme venite, nu neapărat din ăștia ultimii 3-4 ani de zile, cu probleme venite dinainte. Ce încercăm să facem aici, atât conducerile de la regii, cât și Consiliul Local, să găsim o soluție. Eu așa am crezut că discutăm de 3 ani de zile încoace. Bun. Soluția asta nu este bună. Sunt alte soluții. Eu cred că este cazul să le discutăm. Nu știam amănunte referitoare la discuțiile dumneavoastră, dar dacă dumneavoastră ne oferiți un termen sau nu știu, cum credeți dumneavoastră, cum îi vedeți ca un scadențat, să putem ști și noi ce transmitem mai departe. Cum credeți dumneavoastră, în cât timp domnul pe soluția dumneavoastră, găsim o soluție pentru Pășcăneni. Pentru că astăzi, repet, nu este apă caldă și mai fi căldură. Vă întâlniți în ședință de partid și cu domnul Crăciunescu. Deci soluția dumneavoastră este să mă întâlnesc eu cu Grigori Crăciunescu, da? Nu vorba de bani, domnul Cantilie, nu se rezolvă problema pe cușor, așa cum doriți dumneavoastră. Nu ce v-am întrebat? V-am întrebat care este soluția dumneavoastră. Nu este posibil de administrație cu conducere să pună anumite la contribuții, să se ocupe, să încaseze datoriile și să-și achete debitele. Dar soluția dumneavoastră care este? Cam cât credeți dumneavoastră? Să mă duc eu la Crăciunescu, eu mă duc. Dacă asta rezolvă problema în oraș cu apa caldă, îl sun pe Grigore. Dar de ce mă întrebați pe mine și nu întrebați pe dânsii care conduc regia? Păi, după dumneavoastră... Eu nu am de unde să vin cu bani. Nu cu bani. Trebuiți pe dânsii că ei au instrumentul. La problema care este astăzi în oraș, care este soluția? Deci întrebați pe dânsii că ei au instrumentul, domnule. Ei se ocupă de gestionarea acelei regii. Și sunteți consilieri, aveți tot dreptul să întrebați. Domnul director, vă întrebați de soluție. Da, eu v-am întrebat și pe dumneavoastră. Acum, dacă dumneavoastră nu aveți o soluție, trebuie dreptul. Da. Există soluția a Jignești. Cine a Jignești, domnul? Cine vorbește de politică aici? Domnul, și dumneavoastră vorbesc, domnul Sipilie. Poate n-ați prins esența. Vorbești dumneavoastră. Da, n-am prins esența. Da, ați prins dumneavoastră. Mai se va dat ceva cu, cu optica. A, e mai greu acum. Dar domnul Cudendelcu, aveți o soluție, n-aveți o soluție, că dacă da, lăsăm așa... Da, există soluția pe care a propus-o domnul primar și care înseamnă 20-30 de zile, pentru că există un flux și un timp al documentelor. Și soluția pe care am întrevăzut-o noi, de fapt, pe care ne-a propus-o EON, e cea cu acel contract, care ar fi fost o soluție în condițiile în care ar fi trecut de Consiliul Local și ar fi fost mandatat domnul primar să semneze, ar fi fost o soluție de, să spunem, de avare și de urgență. Ar fi deblocat situația. Acum, dacă dumneavoastră spuneți, în calitate de jurist și de consilier local, că ați descoperit niște lacune din punct de vedere juridic, sincer, venim, mă depășesc, pentru că sunt inginer. Eu am citit-o... Nu sunt... Nu păi, sunt așa ați spus, sunt, că sunt... sunt, nu, sunt prevederi contractuale, bun, care sunt doar în favoarea unei părți. Aveți drept. O convenție trebuie să fie, să aibă bune și rele pentru ambii.
Aveți dreptate. Se poate ideea că are lacune. Lacune înseamnă că are, are niște lipsuri. Am înțeles. Bun. Deci n-ați descoperit lacune. Nu are lipsuri. Sunt doar prevederi în favoarea ION. Am înțeles. Eu i-am arătat și domnului administrator și domnului primar situația facturat, respectiv încasat, de-a lungul celor ultimii 6-7 ani. Da? Din fiecare an, regia a încheiat cu 20 de miliarde, 2 milioane de lei vechi, datorie către ION. An de an. Atunci, nu știu dacă au fost, cum spuneți dumneavoastră, în contractul de fideisiune, au avut încredere în regie și nu au sistat gazul. Acum nu mă întrebați, nu știu exact care a fost mecanismul care a declanșat această sistare a gazului și, haideți să spun, impunerea acestei convenții. Dar eu am luat de bună credință faptul că ne-au păsuit, fără că ăsta e termenul, timp de atâția ani, cu miliarde de lei, și cred că a ajuns și la ei cu țitura os. Eu am arătat un exemplu plastic. Nu poți să le duci să iei de pe raft de la un calupan fără să treci pe acasă. Cam asta e ideea și aici. Bun, am spus, există soluția pe care o recomandă domnul primar. Suntem de acord cu ea, numai că e o soluție de durată. În condițiile în care vremea nu se răcește și ține cu noi, poate fi, să spunem, o soluție ok. Dar ce se întâmplă dacă de mult se strică vremea? Deci noi, așa cum spunea și domnul primar, suntem în imposibilitatea să achităm aceste, deodată această sumă. Recunosc, domnul primar a spus că ne-a plătit și, într-adevăr, Consiliul Local și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local nu mai au niciun leu datorie, dar sunt cu datorii la zi. Dar nu, sumele astea de ce se constituie? Din datorii de la cine? Eu am început ianuarie 2015 cu diferență de 20 miliarde, domnul consilier. Și acum am 14, am plătit 6 miliarde. Nu mă întrebați cum și de unde. De la populație, de la alții... Nu, este factura la gaz. Vreau dat banii la ecosalubritate câte miliarde când aveau nevoie, tot în sensul ăla. Sunt copiii noștri și merg cum merg. Și când au avut probleme, l-am dat la ceva direct. Deci v-am spus la 1 ianuarie... Să ne recuperați de la populație cumva? Bun, și asta, da. Ne recuperat de la populație reprezintă 6 miliarde. Ca să înțeleagă, poate să înțelege că nu plătește... Primăria nu plătește, nu știu care. Da, am subliniat și repet, primăria este un partener mai mult decât corect, ne-a plătit și ne-a plătit la timp, inclusiv instituțiile publice. Ce s-a întâmplat în ultimii 7-8 ani, când în fiecare an încheiam anul cu 20 de miliarde, 2 miliarde de lei, dată în 20 miliarde de lei vechi, s-a întâmplat și în 2014. La 1 ianuarie 2014, soldul era 1.998. 20 de miliarde, așa, pe mulți. Acum soldul e de 14 miliarde, 1.400. Deci alea 6 miliarde au venit undeva. Da? În condițiile în care doar subvenția pe acest an a fost 860.000, 8.600.000. Deci este și aportul nostru. Eu recunosc că e datorie, recunosc, să spunem, grea moștenire. Dar sunt... Da, au fost între ghilimele, domnul consilier, dar cam așa s-a întâmplat. Acum, asta e situația. Deci, datoriile există și, cum spuneți și dumneavoastră, există și datoria ale populației către noi. Dar, din nefericire, unele dintre ele, din aceste sume, sunt prescrise. Sunt foarte, foarte multe probleme. Nu credeți că la regia autonomă e totul bine și frumos. Am înțeles. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări din partea consilierului sau alte lămurări din partea aparatului specialitate. Domnul director, cred că există o soluție și care nu e de neglijat, dacă cât orice om de afaceri, orice comerciant, asta dumneavoastră, nu riscă să închideți dumneavoastră părțile, așa să încetați activitatea și să rămână în pagubă cu toate miliardele astea. Deci trebuie să luați contact cu ei, să le spuneți de pericolul de a închide complet și ei nu vor risca niciodată să facă toți banii, ci vor face fără curgelare, eșalonare, de care ați amintit mai devreme, că totdeauna ați respectat termenele prevăzute. Deci nu cred că ei vor renunța. Au venit cu acest contract. Într-adevăr, poate și cel care a fost mandatat să discute cu dumneavoastră i s-a impus să încerce asta. Dacă nu ține asta, sigur vor căuta o soluție tot pe cale cât de cât amiată. Deci o să vedeți că o să reușiți așa. Nu vom rămâne fără gaz, dar asta nu înseamnă că suntem de făcut eforturi pentru a plăti datoriile. Da, în momentul ăsta suntem fără gaz. Deci dacă
Acum știți dumneavoastră că dacă te dă afară pe ușă, intri pe geam și imersi, deci trebuie să insiști undeva. Dacă... Deci nu poți obții tot pe stând în birou și la telefon. Deci, domnul primar, aș... nu fac acuz acum, am spus doar că... Am domnul primar, așa cum menționa, s-a întâlnit împreună cu mine, cu doamna director, de două ori, că când domnul primar, în ultimii 15 zile, da, ne-am întâlnit de două ori, da? Doamna a fost extraordinar de inflexibilă. V-am spus, nu mă întrebați, nu știu ce s-a întâmplat, ce a declanșat, dar tot timpul s-a cramponat de, acest, de această convenție de plată. Și dacă în condițiile în care... Pierde tot. Bun, în condițiile, în condițiile în care, așa cum aveți în față documentul, e un sol de 1.700.000, v-am spus, în momentul ăsta este 1.458.000, mai facem plată încă, mai am încă 50.000, o să scadă deci sub. Deci un argument pentru, în favoarea dumneavoastră. Bun, că ați dacă mi-au oprit asta, nu înseamnă că nu trebuie să-mi plătesc datoriile, domnul consilier. Da. Da, da. Da? Adică nu, nu răspund cu aceeași monedă. E o datorie de care trebuie să o achit, indiferent. Și poate că dacă o achit, într-adevăr, aveți mea sănătate, iar are bunăvoința mea și v-a arătat și dumneavoastră bunăvoință. În momentul ăsta, dacă vremea ține așa, nu știu, poate mai rezistăm o zi, două, săptămâni. Dar, sincer... Ok, am înțeles. Domnul Alexandru. Da, m-am uitat pe proiect hotărâri. Orice proiect hotărâri trebuie să aibă și o expunere de motiv foarte clar. În același timp, raportul am văzut foarte bine scris de cei din raportul de data domnului primar. Dar în expunerea motivă, dumneavoastră folosiți inițiatorul, în afară de statul e o problemă socială, care cunoaște foarte bine. Vedeți aici mai multe legi. Fac referire doar la legea 273/2006 de finanțe publice locale. Spuneți-mi și mie, care dintre articole ne dă un cadru legal să putem fi noi, ca administrație publică, fi dejusor? Faceți o confuzie între girant și fi dejusor. Noi putem gira ca membrul Consiliul Local, dar nu a fi fi dejusor. Asta înseamnă că te obligi la plată, iar girant asiguri plata, poți asigura plata. Adică o recunoști și automat o și plătești. Garantez cu plata. Garantez cu plata. Și iar pentru domnii de la... De, cele, de ce s-a ajuns aici, o mai explicat dumnealor, convenția de plată a fost negociată cu dumneavoastră sau a venit dumneavoastră cu draftul în care dumneavoastră doar ați ștampilat, că totuși ștampilându-l l-ați recunoscut, l-ați însușit, adică v-a convenit. Uitându-mă pe el de articolul spus și domnul primar și toți alți consilieri, înseamnă că dumneavoastră ați fost de acord cu condițiile puse de ei. Da. Nu există nicio negociere între dumneavoastră și cei de la... Da, în moment ce aveți dreptate, a venit sub formă de draft cu un amendament. Sau, mă rog, cu mențiunea că acolo unde au fost trecute ratele și termenele, au fost spațiu liber și sunt introduse de noi. Eu văd că a fost însușit și de Consiliul de Administrație al exact, al regiei. Exact, da. Bun, și Consiliul de Administrație cunoaște legea? Întrebarea, există cadru legal ca de cererul Consiliului Local să fie cât de jos? Nu există. Deci, pe ei nu-i deranjează cu absolut nimic. Deci dacă ar reuși să... Și votați. Deci eu nu am nimic împotrivă. Acceptă, abia așteaptă votul. Că mâine plătesc. Abia așteaptă votul că mâine trebuie pregătiți bani. Deci ei nu se angajează cu nimic în convenția aceasta. Absolut cu nimic nu se angajează. Asta se angajează că ne promit nouă că se vor ține de eșalonarea aia. Iar restul ia Consiliul Local. Așa e ce vă spun eu, domnule. Pentru că s-a făcut referire direcția la persoana mea, vreau să spun că, în calitate de director tehnic, nu că nu mă interesează, dar nu intră în atribuțiile mele partea de contractare a serviciilor și utilităților. Dar nici nu pot să spun că nu am participat la întocmirea documentației și proiectului care ieri ar fi trebuit să fie pe masa ședinții de Consiliul Local. Eu am vorbit cu domnul director, avem destul de lucrări, eu am fost în teren și am împărțit între noi atribuțiile, fiecare să facă câte bucățică, să fim mai eficienți. Nici astăzi, ședința de dată nu-i rodul unei mașinării politice făcute de mine. Mai mult de atât, un coleg de-a dumneavoastră a și participat la discuție, întâmplător, pentru că era acolo. Deci am și spus, nu a fost nimic ascuns, au solicitat colegii mei de la PNR documentația și care e situația, noi ne-am făcut decât să o punem la dispoziție, pentru că nu avem un secret din asta, suntem într-o situație dificilă, nu cunoaștem. Acum, privitor la această convenție, s-a spus
doar jumătate de adevăr. Această convenție a fost transmisă către primărie și către noi pe 18 august. A primit-o și domnul primar, a primit-o și doamna director economic. Din discuțiile telefonice și dacă eu puteți să mă contraziceți, dar vă apar acele înregistrările, documentele, această convenție a fost refuzată și pentru negociere și pentru aprobare din partea primăriei. Evident, noi suntem cumva la mijloc. Nu spunem că ne e comod să, ca dumneavoastră să girați o datorie a noastră, dar așa cum a expus și colegul și comuniesă din Hârtii, am făcut eforturi anul acesta să recuperăm din datoria din urmă. Datorie, probabil dumneavoastră o știți, a fost generată din adevăratele acelea de 110 miliarde care nu s-au plătit la timp la regie, au curs penalități la gaz în fiecare an. Pe lângă factura curentă am avut penalități de 2 miliarde jumătate, 3 miliarde. S-a întâmplat că anul acesta, făcând efort, să nu avem nicio penalitate. Și atunci ne-am permis și am recuperat și din datoria din urmă. Referitor la mecanismul de garantare și de ajutor a regiei, așa cum ați precizat, anul trecut am obținut, sau ATU, a obținut un ajutor de stat din partea Guvernului de 1.049.000. Ea s-a constituit ca subvenție în avans. Am achitat subvenția în avans și apoi nu am mai primit din partea primăriei subvenție pentru că a fost un ajutor practic pentru primărie și nu pentru RADC. Noi recunoaștem că la UATU sau primăria și-a achitat toate obligațiile față de noi pe facturile curente, dar aceste datorii și aceste penalități curg, dar tocmai pentru că la un moment dat primăria nu și-a achitat aceste obligații față de noi și ne-a dus într-o situație dificilă. E comod acum și UAT-ului și primăriei să spună că e din vina regiei, dar putem și cred că se cunoaște acest aspect, că în 2008 am primit subvenția din urmă din 2005-2007 adunată, deci subvențiile care nu au fost achitate, iar aceste sume au și fost strânse greșit de ANAF, neajutându-ne aproape deloc. De-aia am mers de la an la an cu această gaură de 2 milioane, de la an la an clienții noștri ne scad, producția ne scade și efortul trebuie să fie din ce în ce mai mare ca să acoperim această gaură. Referitor la mecanismul, v-am spus, de garantare și de ajutor, afirmația aceasta că se constituie într-un ajutor și este ilegal, eu cred că nu este fundamentat și am făcut trimitere și în documentația care am înaintat-o către dumneavoastră pentru ajutorul acoperirea pierderilor induse, cât și către minister, în ordonanța 63, în care se prevede că pierderile induse regiei din subordinea Consiliului Local pot fi acoperite integral din bugetul administrației locale. Această ordonanță este în vigoare, se aplică, numai că trebuie voință. Nu cerem nimănui să ne dea ceva în plus, decât, dacă vrem să salvăm această societate sau regie, trebuie stat la masă. Ori o închidem, ori avem voința să o salvăm. Sunt obligat cu o precizare. Noi, din bugetul local anul trecut, nu am plătit din bugetul local, din veniturile proprii ale bugetului local, subvenția. Deci suplimentar ați primit 10 miliarde de lei. Că am redus tariful de facturare. De la 169. V-am ajutat substanțial. Am scăzut tariful de facturare pe 3 luni și în loc să vă dăm 18 miliarde de lei pe care le-am dat, le-am onorat, v-am mai dat încă 10 miliarde în plus. Să fim bine înțeleși. Deci, suplimentar ați primit încă 10 miliarde subvenții anul trecut. Nu ne-am achitat noi în avans. A fost în avans și am achitat gazul. Deci, este altceva. A plătit mai puțin, dar n-am primit noi altceva. Dar subvenții s-a plătit cu 10 miliarde mai mult anul trecut. De acord. Subvenția se numește la funcțiunea raportării comisiei interne, s-au spus foarte multe lucruri. Și toate aceste precizări și inclusiv acest contract, mă rog, convenție de plată, este făcută fără să țină loc, fără să țină seama de legile bugetare. Deci aici se vorbește despre constituirea unui depozit. Nimeni în țara asta
trezorerie sau unde mă duc eu, nu va deschide acel cont în care eu sunt... Dar cum și-a venit, doamna, cum și-a permis eonul ăsta să... Este interesul lor, este interesul lor, dar asta e problema. Asta vreau să spun, asta e problema. Nu am făcut nimeni la politice, știți că l-am făcut toate astea și e cu oameni, cu juriști, nu cu directorul, inginerul. Aia, eu nu știu ce de cap, ca o să-l apă vital, așa, apă, nu apă și toată lumea. Din punct de vedere economic, vreau să spun, nu refer la chestiunile juridice care nu le cunoșesc ca terminologie și poate nu le înțeleg suficient de bine, dar din punct de vedere economic, nu pot constitui la nivelul UAT-ului un cont în care să blochez o sumă destinată acoperirii datoriilor societăților comerciale sau regiilor autonome, decât doar pentru datoria mea către ei. A să înțeleagă foarte clar, deci nu putem, din punct de vedere legal, garantez împrumuturi sau pentru societățile comerciale la care sunt acționar, pentru investiții, pentru dezvoltarea activităților, nu pentru plata datoriilor. Deci asta să fie foarte clar. Și am răspuns domnului consilier, deci nu cred că nu se poate, nu se poate. Deci din punct de vedere a legilor bugetare și contabile, nu se poate acest lucru. Nimeni nu-mi deschide mie un cont în trezorerie, presupunând că veți aproba această convenție. Niciun problemă. Mă duc cu ea în trezorerie. Nu am niciun capitol bugetar, nu pot afecta din bugetul local sume cu această destinație. Exact. Chiar dacă scrie legea. Trebuie automat rectificare de buget. Chiar dacă scrie legea. Exact. Că trebuie să fie, eu știu că poate ajuta, da, în anumite condiții și nu sunt descris, dacă sunt descrise acele condiții legale, ajutăm regia. Dar nu în felul ăsta și cu această convenție. Nu am nici ceva. Supun la vot proiectul de hotărâre. Aș vrea să mai zic ceva. Pe scurt, dacă se poate, domnul. Este clar că RAGCR-ul fiind un rău platnic, cei de la EON pun condiții drastice. Nu o să vină ei cu drăgălășenie acum să ne spună nouă cum să facem, eventual noi să le zicem ce am vrea noi. Ei vor ca un fel de ce? Garanții. Ne-au așteptat până acum atâția ani de zile, astăzi nu mai pot să o facă sau nu vor să o facă. Și vor un cec, completat garanție. Deci în momentul în care nu faci ce trebuie să faci, el ți-a băgat cecul, gata. Este un cec în alb. Este un cec în alb, nu chiar în alb. Există o limită. Nu e un alb. Un alb este, adică nu că nu este scris, da? Este scris pe valoarea care o spun ei acolo. E clar că condițiile din convenție sunt în avantajul omului. Așa este. Da? Eu vă propun să votați proiectul și imediat să cerem după aia lămuriri la prefectură și la finanțe, la Iași, să vedem dacă aceste lucruri care, intenția noastră de astăzi, voința noastră de astăzi, să susținem și din punct de vedere legal, până la urmă. Dacă nu o fi, putem să facem o hotărâre iarăși de îndată, una mică sau ceva? Nu, vă spun, tot a spus și domnul Năcuță și noi vorbiți de garant, girant. Sunt eroare totală. Domnul președinte, și pur și simplu luați domnul președinte de capul lor și spune capul nostru. Ca să ne înțelegem simplu așa. Ca să înseamnă fideiusor. Domnul, lăsați-mă dați lecții acum. Nu vă dau lecții. Lăsați-mă să permit despre garanții, nu știu ce garanții. Ați primit semne pe sub masă sau nu știu ce se pare? Vi s-o cineva v-o agnosat cine cumva să mă bruiați astăzi? Dar bata vampiu e pe mâna mea cu bata vampiu. Lăsați-mă să vorbesc până la urmă. Când facem ședințe de 4 ore, a spus cineva că batem bata vampiu. Nu vreau 4 ore până ți-am președinte. Bine, am avut ședințe de 4 ore. Deci, din punctul meu de vedere, condițiile într-adevăr sunt aspre din partea celor de la eu. Era gata dacă mă întrebați. Eu vă propun să votăm astăzi, să arătăm voința noastră, să mergem să cerem părerea celor de la finanțe și de la prefectură. Poate cumva, din punct de vedere legal, se susține ceea ce hotărâm noi astăzi. Dacă nu se susține, nu dăm scrisoarea către cei de la EON sau... astăzi să ne manifestăm intenția noastră, mâine să cerem lămuriri la instituțiile abilitate care pot fi implicate, apropo de ajutor de stat ce ziceți dumneavoastră, și dacă toate lucrurile sunt în regulă, nu avem decât să dăm scrisoarea sau convenția celor de la EON România. Anume, okay. Făceam asta înainte, întrebam și vedeam dacă suntem în legalitate. De o lună de zile se știe. De ce nu s-a întrebat până acum? De o lună de zile trebuia să întrebe până acum. Domnule, am de la RAGCR o propunere. Da, domnul prefect, stă în picioare? Da sau nu? Finanțe, voi ce părere aveți? Stă în picioare? Nu. Ieri venea domnul primar și ne spunea, mă băieți, nu e în regulă, facem altceva, dar nu ieri. Acum 2 săptămâni de zile. Mulțumesc. Cu plăcere.
Pun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog. Părerea mea este că soluția propusă de domnul primar este și legală și corectă din punct de vedere economic. Cred că trebuie să ne urcăm pe ea cât de repede, să scurtăm timpul și să obținem, să întocmim un proiect pentru guvern, așa trebuie să obținem acei bani pe acel contract cu E1 care ne califică pentru acțiunea respectivă. Asta. Mulțumesc. Mai sunt discuții. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc, proiectul nu a trecut. Da. La revedere.